Salutare, eu sunt Cristi și bine m-am găsit la un nou episod din seria noastră Remaps from Subs. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să lăsați un like ca să continuăm seria și o singură chestie. Când mai îmi trimiteți mape, spuneți-mi, vă rog, pe ce versiune este specifică mapa, pentru că pur și simplu la unele versiuni nu merge. Adică versiunea asta este 1.10 cu Optifine Shader. Și când am intrat pe 1.8, pe asta nu era armura aici, nu mergeau, uite, chestiile astea, știi? Și acum doar vreau să-mi spuneți pe ce versiune este. Deci haideți să începem mapa aceasta. Calcă. Subscribe to Cristiro. Bine ai venit pe mapă. Ok, mersi pentru că ești subscriber și mi-ai trimis o mapă. Haideți să o și jucăm. Să vedem cum îi. Mamă, pe 1.10 se mișcă asta când dai în el, ești nebun? Mă întreb dacă se și distruge. Gen, dacă dai mai multe ori, cumva, știi, adică sigur se distruge. Sorry pentru spawnul acesta nașpa și dă-ți la chat 0. Nu vreau să-mi dau, te rog frumos. Info. Ce e aici? Salut, mă numesc Andrei și ți-am pregătit o mapă de Maps from Subs. Această mapă se numește Moartea lui Vlad. Opa, moartea lui Vlad. Mapa aceasta este de versiunea 1.10, succes cu mapa. Uite, tu mi-ai zis de-abia spre final, adică nu m-am așteptat, știi? Ok, unde-i Uai, va aterizat până aici, ok, povestea aia. Tu, Vlad și Chițu, v-ați propus să mergeți la mare. Când ați ajuns, Vlad a zis: băieți, uitați-vă până unde mă duc. Nota și a venit un val mare și îl înneacă. Tu cu Chițu v-ați dus repede după el și când să-l luați era moartea cu el. Cu Chițu trebuie... Tu cu Chițu trebuie să-l recuperați pe Vlad până nu-i prea târziu. Sorry pentru greșelile de scriere, nu-i nimic, bro. Bă, ce amuzant e ăsta, bă. Nu, asta a fost o poveste faină. Faceți de-aștia faine. Fără game mode unul nu trișa, dă-ți toate comenzile. Stai pe Peaceful, have fun, misiune imposibilă, peste 2000 de like-uri, chiar că e imposibilă. Doar că noi o să strângem cât mai multe. Nivelul 1. Oh my god, ce bine arată, să mor eu. Ce aici? Știi că pe 1.10 te urc așa singur. Nu știu dacă o să mă... Nu știu, calcă. Nivelul 1, Pekin. Ok, spawn point times a day, fuck it. Bă, dar mă enervează asta, cum naiba se face? Știu că era, nu, clar, nu la video settings, control s-o fi pe aici, nu? Auto jump, fuck it. Ia uite mă ce mă pricep eu. Și e destul de ciudat și, cum zice, PvP-ul pe ăsta. M-am mai jucat și eu pe 1.9, pe 1.10 nu m-am mai jucat, să zicem, survival sau ceva, știi? Dar nu-i nimic, bă, deci în seara asta vreau să vă zic că deschidem SMP-ul dorit de toată lumea. Și nu știu dacă să fac live sau să... fac pur și simplu un episod. Stai, de ce se mișcă așa ciudat? Adică eu am 60 de FPS-uri, puteți să și vedeți. Doar că, uite, face... Zici că cade în reloare, asta e faza. Și nu-i lag, am 70 de FPS-uri în momentul ăsta. Și dacă se aude tastatura într-un mare fel, e pentru că sunt concentrat. Mamă, ce răscad acolo. În caz că nu reușesc jump, fuck it. Ok. Am mai apăs de câteva ori, așa. Da, ce ziceam, băieți? Sper să mă dea aici, nice. Nu că mai dădea fail butonul ăla de spawn point și mă enerva rău. Că mă dădea, l-am, uite, gen în afară acolo. Și nu mai aveam cum să mă întorc decât cu game-ul, ce asta e de căcat. Bă, parcursul ăsta e făcut foarte tare. Și povestea mi-a plăcut mult. Ce ziceți de poveste? Mi-a plăcut tare mult. Ok. Nici nivel. Bă, da, mapa... Deci are un design destul de șmecher, doar că spawn-ul m-a dezamăgit puțin, doar că ăsta e... Ăsta e destul de șmecher. Ok, time set, day in shit, calcă. Nivelul 2, mini survival, easy. Stai că trebuie să începem așa. Eu mă așteptam cu copaci de aia, nu-i nimic, frate. Bă, până acum mapa e foarte tare și cu povestea aia m-a spart, frate. Deci povestea asta o să te ajute la notă, la final. Să mor eu. Până acum nu-ți zic ce notă ai. E surpriză până acum. Facem noi repede un pickaxe, mini survival shit. Dacă puteți pe viitor să nu mai faceți mini survival sau puteți să-l faceți doar că într-un fel mai complex, adică și asta e ceva complex, doar că puteți să nu mai faceți, să evitați să faceți chestia asta pentru că nu este tocmai interesant, pui mei, nu știu.
10, mi-ajung, hai încă unul. 11, că îmi trebuie și furnal. Fac, fac. Fac. Și facem repede asta, easy peasy. Iron. Oh my god. Așa, bă, deci sper că nu te strigi de faza cu că se închide survivalul nostru, dar nu e nimic. O să facem, o să includ abonații și în SMP-ul ăsta, deci nu-mi vin cuvintele, mă scuzați că mă tot bâlbâi și fac așa. Da, e ok. O să includ abonații tot cumva, doar că nu o să mai fie peretele abonaților. O să facem ceva diferit și destul de complex, adică cel puțin mi-a venit ideea aceasta. Mă stăteam așa pe balansoar și am văzut eu statusul Mix, cum că zicea că mai mulți youtuberi au folosit ideea lui cu peretele abonaților și îl înțeleg, urăsc când cineva cum îi zice, cineva ia o idee și pur și simplu îi merge bine și iese ca lumea, știi? Și îl înțeleg, așa că m-am gândit să, de fapt nu o să vă zic, dar pur și simplu vă zic că o să fie foarte tare și tot, o să contribuiți la seria aceasta. Tot ce vă zic este să fiți cu ochii pe canalul meu și să dați like-uri și comentarii pentru a apărea în SMP-ul ăla, nu să jucați cu mine, să fiți ca abonați acolo, știți? Ce scrie acolo? Next level. Ok, fuck it. Deci, ok, ăsta nu cred că mai am nevoie de ele. Ok, spam pain. Din, stai că mi se închide televizorul și eu știu, monitorul ăsta e televizor, doar că are HDMI în shit. Ok, calcă. TNT run level 3, hai, fuck it. That was easy, yeah. Oh my god, eu am și flame and shit. Primești invitații pe Steam, e nebunie. Ok, calcă. Nivelul 4, tir cu arcul. Tir cu arcul, haide, fuck it. Unele sunt deja activate, văd. Și cred că ăla nu este, pentru că, da, that was pretty fucking easy. Asta ce e? Nivelul 5, find the button. Ok, I'm gonna find the button right now. Asta e că eu sunt pe 1.10, voiam să-mi bag un texture pack. Unde naiba îi butonul ăla mizerabil? Presupun că nu trebuie să spargă, nu? Da, era parcă printre reguli, nu sparge blocuri. Sper, te rog, că nu mă pui să sparg blocuri. You damn shit. Ok. Uite cum trece mâna prin copac, ești nebun. Hai cu aia. Unde e butonul ăla furisit? Unde e? Băi, ești cretin? Mamă, dacă am trecut pe lângă el și nu mi-am dat seama, eu mor aici. Uite-l, mă, el mă trola, spawn point, time set day, fuck it. Nivelul 6, trivia, ok. Cum mă cheamă? Andrei Nagato, Andrei simplu. Ha, mă, dar de unde să știu că te cheamă Nagato? Nici n-ai zis asta. Cristi Pulvlad, frați youtuberi. E frică. A, deci nu suntem frați, suntem youtuberi. Oh my god. Asta e ciudat. Îți place mapa, dar Ce versuri are mapa? A, ce versiune are mapa? 1.10. Because fuck it. Ok, și ce asta? Nu de mapă. Mai vrei mapă de la mine? Like Cristi Will. Păi da, mă, bă, deci nota mapei o să fie 9.50. Dacă făceai ceva mult mai adică dacă făceai trivia-ul altfel sau mini survival-ul, îți dădeam 10. Doar că povestea aia m-a spart, frate. Bă, deci și acestui ești un puișor micuț. Bă, deci mi-a zis cineva dacă noi suntem imaginea canalului este o găină sau un pui. E un pui pentru că e micuț și ager și drăguț și pufăs, ok? Bă, eu dau 9.50, sper că v-a plăcut și vouă mapa. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, să-mi trimiteți mape. Din nou, lăsați-mi, vă rog, versiunile de la mapele respective. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa!